tanto de caise proteică. Așa, da. Gustul e senzațional. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Cum merge? Mama. Caise, caise și iar caise. Peste tot unde te întorci, caise și caise. Iar lui Constantin ăsta, când intră ceva în cap, nu poate decât să-și satisfacă poftele, punându-l pe Paul la treabă. Așa că, dragi pofticioși, vreau să fac o prăjitură de caise. Da, că și-a dorit ăsta. Că altfel nu făceam. Mă rog, făceam, dar nu chiar, uite așa. Dragi pofticioși, ingredientele cele mai aici în fața mea, ca de obicei, acolo jos în descriere. Acum, hai să mă apuc de făcut o tartă de caise, o prăjitură de caise, să-i satisfac pofta lui ăsta. Hai, hai să vedem ce o să iasă, dacă va fi așa cum trebuie. Să înșeapă treaba, zic. Apoi prima și prima dată, hai să ne ocupăm de o leacă de zahărel. Și am aici 200 de grame de zahăr. Da, la tot prăjiturica asta îmi spun doar 200 de grame zahăr. Și iată, prima oară am să pun două linguri în tigaie. Tot în tigaie am să pun și o leacă de apă. Două linguri. Una, două. Dau de colo-colo. Uite așa. Și las o leacă să caramelizeze. O să caramelizeze răpijor. Așa că trebuie și eu cu băgar de seamă. Și am să iau frumos minunățile astea și am să le tai pe mijloc. Ia ca așa, ca la avocado. Iau și întorc și iată, una e gata. Scot sâmburile afară, pun aici și așa îmi spășidez cu, să zic, vreo 600 grame de cais. Mai mari, mai mici, cum li găsești tu pe copac. Dacă nu, li găsești la supermarket, că, na, acum e sezonul lor. Când vezi că dă semnii că se rumenește zahărelul, e bine, e momentul să treci în etapa următoare. Iei caisa, treci prin zahărel și o pui așa. Iei și pui aici. Iei câte lecuțele de zahărel, pui aici. Și tot așa, mulți din zahărel și pui lângă. Ia uite tu și trebuie să faci tu. Și complicată e. Și în felul ăsta ai și reperul la numărul de caise care trebuie să-l folosești. Sau la greutatea de caise care trebuie să o ai. Dragi pofticioși, ia câtă. Am pus caisele la făcut să se caramelizeze frumos. Au suculeț, au zahăr, au tot ce trebuie. Se vor carameliza exact cum trebuie. Acum, aici am 5 ouă. Am să iau frumos gălbenușurile și le dau deoparte. Le pun și eu aici într-un bol mai mare. Mai trag un ochi și la caise să văd dacă s-au caramelizat. Așa, le mai las puțin. Ia să vedem aici. Le mai las puțin să prindă culoare. Pun puțină sare. Un vârf de cuțit de sare. Pun peste și 100 de ml de ulei de floarea soarelui. Ia ca așa. Mai bag și 4 linguri de zahăr. 1, 2, 3, 4. Restul folosesc imediat. Am să pun și o fiolă de esență de vanilie. Nu ai esență de vanilie, poți să pui zahăr vanilat. Nu ai zahăr vanilat, poți să pui zahăr vanilinat la pliculeț. Nu ai zahăr vanilinat, ei bine, e momentul să te gândești dacă mai pui sau nu mai pui. Și acum ce fac, îi dau cu bâzbâz, dar după cum vezi, folosesc mixerul vertical. Și să înceapă treaba. După ce ai dat vreo 10 secunde așa cu mixerul vertical, e momentul să pui brânză. Brânză de vaci. Mai exact, jumătate de kilogram de brânză de vaci. Ia ca așa. Mai tragi un ochi la caise să vezi dacă sunt cum trebuie și eu zic că sunt gata. Da, iau și opresc focul deocamdată. Ce mai am aici? 400 de grame de iaurt grecesc. De ce grecesc? Pentru că are mai multă grăsime, de aia. Pun aici. Apoi, dragi pofticioși, luăm și amestecăm totul până când obținem o cremă cât se poate de fină. Hai! Apoi, dragii mei, dați puțin deoparte amestecul de brânză, ia ca așa, și aduc lângă mine o tavă, înaltă de 10 cm și lată de 28 cm. În această tavă am pus folie. Folie teflonată, aia care mă ajută pe mine foarte, foarte mult. Am să iau și o pun în tavă, ia foarte ușor forma vasului, de-aia o și folosesc. Acum, ce fac? Ei bine, iau din caise, cu grijă, și pun pe fundul tăvii. Uite așa, le înțep cu cuțitul, fără să le rup prea tare și le așez pe fundul tăvii. Dacă nu reușiți cu cuțitul, luați o lingură. Hai să vedem și cu lingura cum e. Și cred eu că atunci când folosim lingura, luăm și din sucurile lăsate în tigaie. Hai să vedem, uite, e mai simplu. Luăm cu tot cu sirop, ceea ce e foarte bine. Apropiem fiecare caise una de cealaltă. Până aici, treaba cât se poate de simplă.
Ia uite tu ce bine arată. Am luat și parte din caramel, e ceea ce trebuie. Deci folosiți lingura că e mai bine. Și acum dau deoparte tava cu caisele, pentru că mi-am amintit că mai am depus un ingredient aici. Aduc înapoi frumos crema de brânză, pun mixerul înapoi în funcțiune și am să încorporez 100 de grame de făină. Le pun frumos așa aici și dau cu mixerul vertical, cu blenderul vertical. De ce? Nu mă interesează să obțin o prăjitură elastică, iar cu acest mixer legăturile de gluten se vor rupe, se vor sfâșia. Nu le întind absolut deloc. E ca și cum mi-aș dori ca prăjiturica aceasta să iasă ca un pan de șfan frumos. Așa că încorporez făina. Bun, am terminat aici și aduc lângă mine un nou bol. În acest bol, 5 albușuri de ou, ia câtele, puțină sare, un vârf de cuțit de sare și dau cu amestecare. Ia ca așa. Poate te întreb de ce pun sare. Ei bine, simplu. Pun sare pentru că în felul acesta bat mai bine albușurile de ou și voi obține o spumă aerată, densă și stabilă. Acum, ce fac? Ei bine, iau și încorporez zahărul. Zahărul rămas. Că am pus și la caise, am pus și la crema de brânză, acum pun zahăr în ploaie și la albușuri. Și bat totul bine până când voi obține o spumă de albușuri exact cum trebuie. Și gata cu gălăgia, gata cu gălăgia că nu mai pot. Mi s-a acrit și mie. Are țugui, are tot ce trebuie și pun la pariu cu tine că așa poți să faci, dacă nu poți, încearcă. Și hai să vezi, dacă îți chică în cap, te-ai scos. Înseamnă că nu le-ai bătut cum trebuie. Dacă le-ai bătut bine, nu o să-ți chice în cap. Acum, fii atent ce urmează. Dau puțin deoparte, aduc lângă mine crema de brânză și am să iau jumătate din albușul bătut spumă și am să pun aici. Uite așa. Iau și încorporez totul. Până acum, totul foarte bine. Acum am să iau restul de albuș, îl pun aici, scot paletele de la mixer și mă ajut de palete să încorporez restul de albuș. Uite așa, nu ne grăbim foarte tare să nu spargem prea multe bule. Ce urmează? Ei bine, dai drumul la cuptor, la 170 de grade, căldură de jos și de sus. Și aștept până când îți pun eu. Pun tava în locul cremei și torn crema în tavă. Apoi, pentru că îți plac caisele, iei și tu vreo două caise, cele mai coapte, cele mai dulci, alea le cauți și pui, uite așa, deasupra, pe compoziție. Acum ce faci? Iei un bastonaj de ăsta, un bețișor, o ceva la îndemână, o coadă de linguriță, de furculiță, de ce vrei tu. Eu mi-am luat un pai de ăsta ceva mai grosuț și uite așa faci. Te joci cu ele, le împingi în compoziție. Când mai sus, când mai jos și tot așa până când consideri că le-ai băgat pe toate unde trebuie. O parte vor coborâ singure, dar o parte ar trebui ajutate. Ca atunci când mănânci, să mănânci ce trebuie. Cu caise, cu tot ce trebuie. Acum, bați puțin de masă să egalezi totul și te duci cu bunătatea asta la cuptor. Preîncălzit, așa cum am spus, la 170 de grade, căldură de jos și de sus și bagi toată trebușoara asta să stea vreun ceas, un ceas și 5 minute, ceva de genul ăsta. Oricum, te uiți să vezi să fie cum trebuie. Bagi scobitoarea, scoți scobitoarea, trebuie să iasă curată. Hai că revenim cu detalii când e cazul. Am plecat cu ea la cuptor. Un ceas mai târziu. Pam, pararam, pam, pam, pam. Asta e. Dragi pofticioși, ce să mai, a stat o oră și 15 minute la cuptor și, frige, arată în genul acesta. Ce rămâne de făcut decât să o scot din tavă. Și privește și tu aici partea asta de caise ce au rămas la suprafață și mai am și din alea băgate la interior. Ce să mai, o nebunie de prăjiturică, asta mă aștept să fie, o tartă de caise de zile mari. Așa că în cele ce urmează ne pregătim de degustat. Așa, pe ferbințeală, că așa ne place. Drept urmare, iau frumos o farfurie, mai mărișoară așa, pun peste tavă, o întorc și s-a auzit că a căzut. Ia, o pun înapoi aici, ridic. Ei bine, iau și scot. Și da, asta e. Uite și tu ce bine arată. E o tartă proteică de caise, că vorba aia conține brânză, iaurt, are tot ce trebuie pentru cei care își doresc un dulce și nu știu ce să mănânce. Ei bine, ia cât aici o variantă nemaipomenită de tartă de caise proteică. Și acum, cum ar zice unii, să mai ascundem din defecte cu puțin zahăr. Pudră, uite așa pe deasupra. Și cam mai e. Hai, fotografia de final și revin către voi cu degustatul.
Dragi pofticioși, ia cât, am făcut o tartă de caise. O tartă de caise, dar ceva mai specială. Nu cu prea multă făină, ca să fie așa mai pe proteic. Mai pentru ăștia care trag la sală, care își doresc un dulce, dar se cam tem de dulce. Și da, aici ce am, chiar dacă nu e senzațional, e bine, cu puține caise ornez și pai că am rezolvat problema. Da, nu arată senzațional, însă eu mizez totul pe gust. Aici cred că stau bine. Cel puțin pentru Constantin, eu zic că e perfect. Haideți să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Am să tai și eu o filiuță, încă e fierbinte, asta e, n-am ce să-i fac, n-am răbdare. Și abia respir. Uite așa, ia să dau caisa asta deoparte, foarte moale, încă e fierbinte, scos afară, pun aici și hai să vedem cum a ieșit. Ia privește interiorul, e cu bucățele de caise înăuntru. Acum hai să degust, că nu mai pot nici de poftă, nici de dragul ei. E așa un pic jiggling, uite, uite cum face, zici că e prăjitură cu iaurt, nu alta. Și am să iau așa frumos, așa da. Wow, hai că la asta nu mă așteptam. E pufoasă, e aerată, chiar dacă pare așa plăștită, e foarte aerată. Dar gustul e senzațional și cu siguranță când se va răci e și mai bună, e clar mai bună. Da, pot să spun că e pe gustul meu. Nu e foarte dulce, dar încă e fierbinte și nu s-au așezat aromele. Când se răcește, se mai îndulcește. Asta e regula. Dar gustul e senzațional. E pufoasă, e fresh, se simte foarte bine caisa. Și eu sunt foarte mulțumit de rezultat. Uite așa, un desert rapid, un desert care nu-ți dă bătăi de cap și care e super, super gustos. Cum merge? Mamă! Da! E ce trebuie. Îmi place, are gust bun, se simte foarte bine caisa. Nu mai zic ce bine dă pufoșenia cu bucățelele cele mici de caise ce le-am pus. E senzațională. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai spun? Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii. Că mă apreciați pe pagina de Facebook. Că mă urmăriți pe TikTok și Instagram. Că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube. Și că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o rețetă super, super delicioasă, rămâi flamă de amintiri, mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de tartă de caise. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Da, aia e!